salut și bine v-am regăsit! În sfârșit a venit clipul în care vom face pizza! După cum v-am promis de o grămadă simplu, de simplu, ușor și gustoasă. Simplu, ușor și gustos și la voi acasă și rapid. Și mai bun decât și în mai pizzeria. Bun decât în pizzeria. Asta vreau și eu să vă zic. De când am făcut rețeta și asta... Și desigur nu mai ieftin. Ai terminat? Am terminat. De când am făcut rețeta asta vreau să vă zic că nu mai îmi doresc deloc să merg la pizzerie, deoarece pizza făcută la noi în casă este mult, mult, mult mai bună, de 1000 de ori mai bună decât cea din comer. Cu aluat făcut la voi acasă, de obicei Felix este maestrul care face aluatul, iar eu fac restul, dar mai demult Felix făcea totul. Da. Până am preluat eu comanda. Da. Cristina așteaptă să preleze tot, în curând. Da, da, da. De fapt, nu, aluatul nu vreau, că ție ți se destul de bine, o să-l faci tu în continuare. Acum, ideea este că noi facem aluatul manual, dar dacă mai avea o din aia care face aluatul în vârte, se mai face tot. O învârtitoare? Da. Nu. Un blender din ăla. N-ar face tot, ok. Ideea este că dacă sunteți curioși, sperăm tare mult să vă placă această rețetă, să o faceți și voi acasă și nu uitați să dați un like mare acestui clip și haideți să începem cu rețeta. Da. 2, 3. Și prima dată începem cu făina, un castanel ajunge pentru pizza, drojdie uscată, de care aveți, eu am din asta, acum nu contează, o linguriță și o linguriță de zahăr. Mergeți fără zahăr de una răbdare, apă, puneți puțină apă pentru că e mai greu după dacă puneți prea multă apă. Și amestecăm și din când în când, dacă mai trebuie, mai puteți să puneți puțină apă. Nu puneți foarte multă apă de la început, pentru că după aceea trebuie să adaugi făină și e din ce în ce mai greu. Aceasta este rețeta pentru o pizza. Adăugăm sare. Jumătate de linguriță ajunge. Sarea mai mult pentru gust, nu este necesară. Și amestecăm până aluatul ne iese destul de uniform. Ok, răsucim așa puțin aici, să facem o bilă. Și folosim folie. Dacă aveți un bol de sticlă, e mai ușor, dar dacă aveți ceva de plastic, trebuie să înveliți de sub ca să nu se dezlipească. Folia este foarte necesară, deoarece altfel aluatul se usucă. Perfect! Super! Și acum lăsăm la căldură, la 30 de grade, 25 de grade, pentru minim jumătate de oră, maxim 45 de minute. Foarte important! Casează o pizza perfectă! Iar acum urmează cașcavalul, care trebuie neapărat prin răzătoarea cea mică, deoarece numai așa se va face pizza mult mai bine. Cam asta e partea pe care o fac eu și acum urmează Cristina. Și acum a venit rândul meu. Eu mă voi ocupa de ciuperci și după cum v-am spus în câteva clipuri, le folosesc pe acestea de la Carrefour. Prima dată le strecor, iar apoi le tai bine, bine, astfel încât să le mărunțesc, deoarece am observat că pizza iese mult mai bine dacă ciupercile sunt mai mărunțite. Dar voi puteți încerca să vedeți cum este și cu ele mai mari, dacă vă place mai mult așa. Am grijă să le mărunțesc bine, bine pe toate, iar apoi mă voi ocupa de aluat, astfel încât să-l transform în blatul de pizza. Primul pas este să presurăm niște făină pe blat. Am grijă să îndepărtez folia de pe castron și să-l iau de la crescut, iar apoi îl pun pe suprafața de lucru pe care am presărat-o dinainte cu făină, după cum v-am zis. Mai presor puțină făină și pe deasupra aluatului, astfel încât să nu fie lipicios atunci când îl vom lucra cu mâinile. Și prima dată îl frământ așa puțin, astfel încât să-l transform într-o bilă, dar aveți grijă să vă spălați foarte, foarte bine pe mâini înainte. Iar apoi îmi iau sucitorul meu, iar ca să vă iasă pizza rotundă, secretul este să apăsați prima dată în față, iar apoi într-o parte, cam într-o formă de cruce. Și din când în când mai întoarceți aluatul pe partea cealaltă. Dacă încă mai este lipicios, puteți să presărați făină până când nu mai este și continuați să apăsați cu sucitorul până ce vă iese aluatul la dimensiunea dorită și la grosimea dorită. Mie îmi place pizza subțire, așa că pizza de astăzi va arăta ceva în genul acesta, iar un truc pe care îl folosesc
ca să iau aluatul mai ușor și să-l transfer în tigaie, este să răsucesc aluatul pe sucitor, după cum vedeți. Pe tigaia acoperită cu hârtie de copt, neapărat cu hârtie de copt astfel încât să nu folosiți ulei pentru a o unge, transferăm aluatul de pe sucitor cu trucul pe care vi l-am arătat. Iar apoi îl mai puteți întinde puțin cu mâinile până ce ajungeți la dimensiunea pe care o doriți. Am întins bine blatul, urmează să-l băgăm în cuptor la foc mediu pentru aproximativ 10 minute, însă depinde de cuptor, până ce se face pe partea de dedesubt. Cam așa ar trebui să arate în prima fază. Iar apoi îl întoarcem, eu folosesc un cuțit pentru a-l întoarce mai ușor și ceva în genul acesta ar trebui să arate pe partea pe care tocmai ați copt-o. Acesta este un truc pe care îl folosim pentru a ne asigura că pizza ne iese coaptă 100% de fiecare dată când o facem. Iar pasul următor este opțional, însă noi porționăm felile de la început pentru a ne fi mai ușor după și după cum vedeți folosesc iatagamul lui Felix, deoarece cred că am aruncat la gunoi din greșeală rola pentru pizza. Vi s-a întâmplat și vouă să aruncați chestii la gunoi, de care chiar aveți nevoie? Mai apoi, aceasta este pasta de tomate pe care o folosesc mereu atunci când fac pizza și am grijă să ung întregul blat. Mai apoi adaug și ciupercile. Acum urmează cașcavalul. Și da, aceasta este pizza vegetariană fără carne. Dacă voi nu sunteți vegetarieni, vă puteți pune ce topping-uri doriți, însă nouă astea ne plac cel mai mult. Continuă apoi și adaug sare. Iar mai apoi am niște condimente care îmi plac mie foarte mult, pe care le folosesc cam tot timpul pe pizza. Și anume am aici un amestec de curry cu turmenic și cu piper, care îmi place foarte, foarte mult și îl presor pe întreaga pizza. De asemenea mai dau și niște condimente speciale pentru pizza, acestea sunt cumpărate din Israel, însă sunt absolut sigură că puteți găsi și pe aici tot felul de condimente speciale pentru pizza, însă să aveți grijă să nu conțină monoglutamat de sodiu. Pe lângă asta mai dau și aceste condimente mediteraneene, care de fapt sunt un amestec de oregano, busuioc, cimbru, magheran și rozmarin, deci ideea este să o condimentați pe gustul vostru. Pasul următor este să o băgăm la cuptor cam pentru 5 minute, astfel încât să se topească cașcavalul și să se coacă și celelalte ingrediente, iar pizza este gata! Și ia uitați cum arată pizza noastră delicioasă! Vă vine să credeți că este făcută în casă! Iar ultimul pas este să o transfer de pe hârtia de copt fix în farfurie, iar apoi o vom transfera fix în burtică. Ia uitați cât de bine arată pizza noastră făcută în casă și vă garantez că nu o să mai doriți să mergeți la pizzerie, deoarece este genială! Haide, pizza gata! După cum știți, pizza se mănâncă în pat. Ketchup. Și în pat. Și la televizor. Vede mai jos că nu capi în camera. Da. Cristina, știi ce face Cristina? Și aranjează camera ca să arate ea bine tot. Pe dimensiunea mea așa. Și eu, și eu așa. Ok, ia că stau și aici. Ia uitați ce fain arată. Yay! Nu așa că arată super tare? Și mie îmi place să o mănânc cu ketchup. Da. Uneori Felix mai face și sos de roșii de casă. Da. Dar de cel mai multe ori suntem leneși. Nu, nu e adevărat suntem leneși, dar da. Nu, nu e adevărat. Cristina acum a fost atât de foame când nu mă lasă mișc. Da. Adică varianta mai rapidă este mâncat cu ketchup. Ăsta mie îmi place foarte mult. Eu iau una felie. Napă de poftă. De cap, mă. Asta e felia mea. Iam, iam, iam. Iam, 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 iam. Nu mai pot de foame. Super bună! I'm so happy, I can't lie, I'm memorized by the lies.
cea mai gustoasă pizza! Nu-i așa? Nu-i așa? Că da, numai că Cristina a mâncat trei sfert. Știi cum a fost? A mâncat și două felii mici, transparente, și Cristina a luat tot ce a fost mai... Nu mai putea de foame și de poftă și tot. Tot timpul sunt o mare, mare mâncăcioasă de pizza și ca să așa să dăm puțin afară din casă, de obicei noi facem două pizza. Și o mănânc una, Felix îmi mănâncă una, dar am zis că acum când facem clip nu putem să ne lungim așa de mult să facem două pizza. Cristina îi place colat subțire și mie îmi place colat oricare. De preferat mai gros, dar oricare bun. Mie îmi place colat cât mai subțire, dar pizza de astăzi am făcut-o... Condimentat îmi place mie. Pizza de azi am făcut-o așa mai... colatul puțin mediu, dar să știți că cu cât învârtiți mai mult la sucitor, o faceți cât mai subțire, știți voi. Și ce e foarte important, să nu fie foarte, foarte subțire, că după aceea nu mai stă ca o pizza. Cade. Da. Și covor după. Fleșcăiește toată. Am făcut-o, dar a fost bună. A fost bună când ții cu două mâini. Da. Știu că am amânat-o foarte mult timp, iar acesta a fost primul nostru clip cu gătit așa în bucătărie. Aceasta a fost prima rețetă. Însă, dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un mare, mare like și să ne ziceți dacă vreți să vă mai facem și următoarele noastre rețete de cartofi prăjiți, neprăjiți și urma de casă. Și mai încolo, poate destul de curând, dacă ne obișnuim așa să mai filmăm clipuri în bucătărie, am să fac clipul acela cu ce mănânc eu într-o zi și acolo să vă arăt la mic dejun, prânz și cină mai multe idei, deoarece nu tot timpul mâncăm pizza și șaurma și dintre astea sunt așa mai rare, însă ne-am gândit că vă putem arăta așa o alternativă super faină și sănătoasă făcută în casă la voi ca să nu mai cumpărați în oraș, să faceți pe acasă. Ok, acesta a fost clipul nostru pentru astăzi. Dacă v-am făcut foarte, foarte mare poftă, ne cerem scuze. Însă eu zic să vă duceți și voi la bucătărie să faceți pizza voastră de casă, nu? Da. Îmi pare rău să vă duceți acum să vă faceți pizza de casă. Noi vă urăm poftă mare. Poftă mare. Da, să aveți grijă că dacă faceți se mănâncă repede. Se mănâncă super, super repede. Adică și ăștia mai micuți care crezi că nu mănâncă fură și ei, știi? Mănânc mult. Ok. Bine, dar nu mănânc dulciuri, am plecat până în bucătărie și mi-au dus două felii. Păi da, alea erau ale mele. Erau ale tale. Cred că sunt ale mele. Da. Cristina a împărțit așa felile. Una mare mie, una normală ție. Ai văzut că erau egale. Am văzut. Ok, asta a fost tot. Vă urăm baftă la gătit. Baftă mare, poftă bună și... Poftă mare și ne vedem curând. Și scrieți-ne în comentariu cine a făcut pizza. Cât de gustoasă a fost. Ne ziceți dacă ați încercat rețeta, da? Pa! Poftă mare!